povestiți-mi câte ceva despre școala Giuliana, școala de balet, istoricul ei, de când a fost înființată. Este de fapt un studio de balet înființat în 2001, deci este al 9-lea an de când funcționăm. Am lucrat în mai multe sedii, dar acum de 4 ani suntem aici, avem 2 săli de balet. Programul de la 16 până la 22 se întinde în fiecare zi a săptămânii și chiar și duminică. Lucrăm cu adulții. De la 4 ani primim copii, cam până pe la 18 ani sunt adolescentele care lucrează de la început cu mine și după aceea 25 de ani, 30 de ani și chiar și de 40 de ani avem și mămici. Deci au și copiii la noi și lucrează și ele. Probabil cu program separat. Da, sigur că da. Fiecare categorie de vârstă are un program special. Am lucrat după programa liceului de coreografie. Am adaptat, pentru că lucrăm doar de 2 ori pe săptămână și nu se poate cuprinde tot programul liceului de coreografie, dar am încercat să învețe copiii de aici cam tot ce învață și la coreografie. Cum se descurcă cei mici? Pot să spun bine. Adică am 2-3 grupe care se descurcă chiar foarte bine. Una dintre ele este grupa la care suntem acum, sunt anul 7. Da, dar sunt copii de 90 ani, să știți, care vin de la 4 ani. Este al 2-lea an când fac și poante. Copiii mai mici, e mai dificil cu ei, dar eu dacă văd că au învățat într-o lună, două să meargă frumos, să stea drept, sunt mulțumită. Sunt și băieți aici? Sau doar fetele? Am doar 2 băieți. Ar putea să vină, dar vin, lucrează oră, două și... Nu prea sunt interesați. Preferă fotbalul. Există competiții de balet? Există la profesioniști, da. Noi funcționăm cam ca amatorii. Mi-e foarte greu să spun asta, dar asta este adevărul. Cu 2 ore pe săptămână nu se poate mai mult. Și la noi nu există concursuri. Încerc să mă zbat, să fie invitați copiii în spectacole. La fiecare sfârșit de an avem noi spectacolul nostru, care pot să spun că este deja destul de mare, adică închiriem sala copiilor, Palatul Copiilor, care are 800 de locuri și... E cu bilete cumva sau nu, doar invitații speciale? Doar invitații pentru părinți și intrarea liberă.